Poate ar trebui, nu știu, înainte de a face un vaccin, da, fie el și AstraZeneca, să facem totuși consultații suplimentare, investigații suplimentare înainte de a face acest vaccin, pentru a afla, nu știu, dacă suferim și de alte boli, poate, care nu sunt indicate neapărat, nu e indicat să facem vaccinul dacă suferim bolile respective. Primul lucru este să luăm legătura cu medicul de familie. În mod normal, într-o țară civilizată, medicul de familie trebuie să cunoască istoricul nostru medical, ar trebui să avem cel puțin la dosarul lui anumite investigații pe care le-am efectuat. Ați spus bine, într-o țară civilizată. Da, vedeți, aici este problema, ne lovim de aceleași derapaje pe care România le-a înregistrat în ultimii 30 de ani. În mod normal, medicul de familie nu este acolo doar pentru a ne da anumite bilete de trimitere sau a face anumite activități birocratice. Ar trebui să avem cel puțin o evaluare anuală în care acesta să ne examineze și dacă constată anumite anormalități în examenul clinic să poată completa cu analize de sânge sau investigații imagistice. Dacă acest lucru îl avem la dosarul medical, pentru medicul de familie va fi foarte simplu să ne spună puteți să vă vaccinați fără niciun fel de problemă sau ar mai fi necesare alte investigații. Însă, ceea ce știm la acest moment din recomandările internaționale, vaccinarea nu necesită o evaluare medicală amănunțită înainte de administrarea vaccinului respectiv, pentru că nu au fost identificate niciun fel de patologii care să nu poată fi imunizate. Deci pacienți cronici cu anumite boli care să nu poată fi imunizați nu au fost identificați. Cu excepția șocului anafilactic la vaccinuri în trecut, nu avem la momentul acesta niciun fel de precauție cu privire la vaccinare.